salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la un nou review marca Honda. Ocazie cu care vreau să mulțumesc importatorului Honda Trading România și a reprezentanței sale Motor Team SRL, care mi-au pus la dispoziție această motocicletă. Mi se pare corect să menționez treaba asta. Mulți review-uri, cel puțin autohtoni, cred că fac greșeala să omită mențiunile astea și astfel lumea își creează impresii greșite, ca și cum i-ar fi plătiți. Nu e nimic greșit în a fi plătit pentru treaba asta, dar dacă ești, menționează. Eu nu sunt plătit pentru acest review, este o pură pasiune și mulțumesc acestor reprezentanțe că îmi pun la dispoziție aceste vehicule. Cred eu că ceea ce vedeți voi aici este cea mai interesantă motocicletă pe care am condus-o până acum. Nu am o experiență atât de vastă în domeniul moto, poate nici chiar în cel auto, deși mă vedeți că vorbesc despre mașini, dar până să încep filmările astea, eu nu am condus mai mult de, nu știu, 10-15 mașini în viața mea de șofer, dar cred că experiența cu atelierul de detailing mi-a îmbogățit destul de mult cultura auto, cel puțin partea fizică, de a interacționa cu aceste vehicule, pentru că până să mă apuc de treaba asta era mai mult teoretician. În lumea moto am intrat în 2002, pentru că atunci mi-am luat permisul categoria 1, am mers o perioadă pe scutere și prin anul 2009, când m-am angajat prima dată, mi-am luat prima motocicletă, o Aprilia RS125, în 2 timp. Am ținut-o 2 ani, am făcut niște drumuri în afara țării cu ea, total neindicat pentru acel gen de motocicletă. Și ulterior mi-am luat un Naked cu motor în V de 6,5, 72 de cai, pe care l-am și acum. Și de vreo lună încoace am tot testat motociclete și scutere de la Honda, urmează și alte mărci. Cert este că capra asta m-a făcut să mă simt cel mai plăcut ca șofer de moto. Și o să încerc să vă detaliez în acest video experiența mea cu ea pe ultimii 450 de km. Puteți vedea că, la fel ca mine, este o motocicletă suplă, dar cu statură foarte înaltă. Mi se pare că e corespondentul meu din punct de vedere mecanic. Adică e destul de ușoară pentru talia asta. Are aproximativ 236 de kg. Eu am 70 la ora actuală. Și face multe chestii bine, ca să mă asemăn cu ea. În sensul că e bună și de touring, e bună și de un light off-road, poți să mergi cu ea și în oraș, poți să cari și pasageri și bagaj, adică chiar mi se pare o motocicletă versatilă și excelează destul de bine la fiecare din părțile astea. Sunt anumite situații în care un vehicul e bun la toate, dar câte puțin așa, nu excelează pe nimic, însă acest Africa Twin chiar cred că își merită renumele. E o motocicletă apărută prin anii 80 la final, acest nume de Africa Twin, și cred eu, fără să mă fi documentat, că acest nume are legătură cu competiția Paris-Dakar, care s-a ținut până relativ recent pe coasta de vest a Africii, dacă nu mă înșel, până în Senegal. Însă, din cauza unor probleme de terorism și instabilitate politică, concursul a fost mutat în America de Sud. Deci, practic, de acolo vine termenul ăsta de Africa Twin. Îl asociez în primul rând cu faptul că motocicleta are un motor paralel twin, deci doi cilindri în paralel, de 1100 de centimetri, mai exact, 1084. Și ar putea și să evidențieze faptul că este o motocicletă dual sport. Adică e bună și pe teren, dar și pe șosea. Exact același lucru BMW numește GS, adică ghelande și trase. Ghelande înseamnă teren și trase înseamnă stradă publică asfaltată. Dar acest nume tind să rezonez mai bine cu el. Și cam asta, să zic, e explicația acestei motociclete. Prima dată când a apărut avea un motor în V, dacă nu mă înșel, se numea XRV 750 și iterațiile ulterioare au avut numai motor 2 în paralel, exact ca aceasta. În 2016 a apărut o variantă care seamănă bine cu asta. Era complet diferită de ce a fost înainte și la rândul ei varianta asta este de la zero concepută, complet diferită față de ce a fost înainte și are foarte multe dotări interesante. Are niște suspensii reglabile pe multe planuri. Are o cutie dublu ambreiaj. Foarte multe moduri electronice de control pentru controlul tracțiunii, ABS, control de wheelie. Ai
nenumărate trepte pe care pot seta aceste controle și important e că sunt independente unul față de celălalt, ceea ce face motocicleta asta să fie foarte versatilă. Pe scurt, ea vine în două iterații. Aceasta, care se numește simplu Africa Twin, și mai este o variantă Africa Twin Adventure Sports. Deși aia sună cumva mai cu dor de ducă să te duci pe ea pe teren, acel Adventure Sports este eminamente gândit pentru touring pe șosea. Și de asta are carenajul mai mare, un parbriz mai înalt și niște suspensii reglabile electronic. Această variantă este puțin mai spartană, în sensul că are suspensiile pur mecanice, dar cu același set de reglaje. Are un parbriz mic pentru off-road, ca să nu se prăfuiască, să poți să vezi clar înainte. Este mai ușoară, cu aproximativ 10 kg. Are cutia de viteze adaptată pentru rapoarte mai scurte, să fie mai ok pe teren. Și carenajul este mai îngust, adică e gândită pentru teren, mai mult decât pentru șosea. Însă, după cum am descoperit eu în ultimii 450 de km, mi se pare că le face bine pe toate. Da, ce să zic, cam asta a fost așa o prezentare de intro. Acesta este un model 2020, care, deși nu e un vârf total de gamă, mie mi se pare că oricum este mult mai accesorizată decât ceea ce conduc eu de zi cu zi și mie mi-a lăsat o impresie foarte bună. Este o motocicletă care se învârtește în jurul a 16.500 de euro ca preț și varianta aceea Adventure Sports de top se apropie de 18.500, poate cu tot cu accesorii suplimentare se reduce undeva la 20.000 de euro. Mi se pare un preț corect pentru această categorie și categoric nu este cel mai scump preț din această clasă. Dar dintre toate, deci din tot ce am văzut până acum, asta mi se pare cea mai versatilă. Există competiția BMW R1250GS, însă aia mi se pare totuși o motocicletă parcă mai orientată pe partea asta de touring, nu neapărat de teren. E mai grea decât asta și mi se pare masivă. Nu știu, nu m-aș vedea neapărat făcând off-road una din aia, însă cu asta am făcut și merge foarte bine. Hai să mă mut la poziția de filmare mână și să vă dau un tur. Am zis să fac așa un intro mai static, pentru că îmi și place unghiul în care am pus motocicleta asta, mi se pare că arată foarte bine. Și mai ales prin faptul că are roți cu spițe. Asta mi se pare un plus pentru versatilitate, deși vom vedea că nu e neapărat cea mai bună variantă. Aceste roți cu spițe dau bine, sunt versatile în sensul că dacă janta se strâmbă, o poți regla. Problema e că nu prea găsești în România niște oameni experimentați care să facă chestia asta și sunt niște jante gândite pentru off-road. Asta înseamnă că nu se deformează precum o jantă de aliaj și dacă pățești ceva în teren, o poți repara relativ simplu când ajungi acasă, nu trebuie să o schimbi. Și o altă particularitate interesantă care trădează aspectul preponderent off-road al acestei motociclete este faptul că are roți cu cameră. Nu sunt tubeless și în general la motociclete veți putea vedea toate jantele care au spițele pe centru, ca acestea, sunt cu cameră, pentru că prin acea zonă scapă aer. Dacă însă vedeți jante cu spițe care au capetele prinse în extreme, nu pe mijloc, acelea sunt jante tubeless. De exemplu, Africa Sports, Africa Twin Adventure Sports are jantele cu spițe, însă tubeless, cu acel tip de spițe pe care le-am menționat anterior. Să facem un walk around. Putem vedea că are o tobă reușită motocicleta. Un cadru vopsit în culoarea carenajelor, cel puțin partea din spate. Niște faruri cu LED. Și o privire chiar agresivă. Nu știu dacă Honda a gândit intenționat chestia asta, însă toate motocicletele lor mari au aspectul ăsta de pasăre de pradă, de șoim, acest cioc în față. Și îmi place cum arată, adică se vede că are un design chiar reușit. Da, acum hai să vorbim un pic despre aspecte tehnice și pe urmă să vă prezint partea de electronică. Acest motor este denumit 1100 CRF 1100L. Asta înseamnă că are 1084 de centimetri cubi, 75 de kW, care înseamnă fie 100 de cai, fie 102 cai, depinde în ce sistem faci conversia, dacă kW-ul îl înmulțești cu 1.34 sau cu 1.36, și are 105 Nm la aproximativ 6.000 de ture și puterea maximă de
100 sau 102 ca este atinsă la aproximativ 7250 de rotații pe minut. Zona roșie este între 8000 și 10000 de ture și prin faptul că este un motor cu alezajul mult mai mare decât cursa, îi plac turațiile. Față de varianta de 1000 anterioară, care avea 998 de centimetri cubi, creșterea de cilindre este cauzată exclusiv de creșterea cursei și păstrarea alezajului. Are un alezaj de vreo 92-93 de milimetri și o cursă de aproximativ 82. Cea veche avea 75, dacă nu mă înșel. Detalii, oricum le puteți găsi în fișele tehnice. Este un motor interesant pentru că e foarte compact. Are un sistem de distribuție numit de Honda Unicam. Și putem vedea că pentru un motor de 1,1 litri aproape, este foarte compact. Exceptând zona asta de cutie de viteze, blocul motor este foarte mic și chiulasa este până aproximativ aici. Acest sistem Unicam presupune montarea arborelui cotit în zona de jos, mă rog, ca la orice motor normal, și arborele cu came undeva în partea asta, sus, într-o parte, în spate. Și pinionul de acționare, peste care vine un singur lanț de distribuție, este foarte compact și jos. Acel arbore cu came are 8 came, care acționează 8 supape, 4 pe cilindru. Cele de admisie din partea asta sunt acționate direct prin tachet mecanic, iar cele de evacuare, care sunt în partea din față de aici, sunt acționate prin niște culbutori ca niște degete. Și este un singur arbore pentru toată povestea asta, de-aia se numește Unicam, un sistem foarte compact ce permite chiulasei să fie foarte joase. Are niște corpuri de accelerație throttle bodies de 4-6 de milimetri și față de generația anterioară au fost revizuite atât galeriile de admisie, cât și cele de evacuare, care sunt destul de generoase. Și foarte important, la partea de tobă în spate aici, s-a montat o supapă de control care se deschide în turație, este controlată de computer și când motocicleta merge în sarcină mică, rămâne închisă, astfel debitul pe evacuare este restricționat și există un back pressure format care dă un cuplu foarte bun în ture mici, augmentat oricum și de cilindreia mare, iar în momentul în care deschizi gazul și vrei putere, această clapetă, controlată de aceste două cabluri, se deschide complet și lasă evacuarea să respire pentru un debit mărit. Yamaha numește această clapetă EXAP, Honda o numește Exhaust Control Valve. Fac exact același lucru și Ducati-urile au și inclusiv mașinile. Sunt mașini, de exemplu, cum este un Audi RS5, care are între 1 și 4 porturi de evacuare deschise, controlabile prin aceste clapete. Deci un motor versatil. Ce mai are interesant este că tot blocul este de aluminiu, e un motor ușor. Am menționat, distribuția este pe lanț, se poate vedea întinzătorul în partea asta. Și este foarte compact în carcasă, pentru că e un motor 2 în V, 2 în paralel, simulează un motor în V, prin faptul că are palierele arborelui cotit defazate la 270 de grade. Adică motorul nu mișcă așa cilindrii, ci mișcă așa în arpegiu alternativ și la rândul ei aprinderea este defazată. Și practic el e foarte compact, însă simulează un motor în V, care ar fi fost mult mai mare. Și pentru că e un motor care nu e foarte echilibrat de sine, are doi arbori de echilibrare contrarotativi, acționați în zona asta, în carter, de două pinioane. Și fiecare din acești arbori acționează la rândul său o pompă de ulei și una de apă. Ambele sunt plasate. Pompa de apă este fix în carcasa ambreiajului, iar pompa de ulei este undeva jos. Este cu carter semi-uscat. Putem vedea că baia de ulei este joasă, adică nu coboară până foarte jos, e înaltă, să-i spunem. Și asta favorizează mersul pe off-road, are o gardă la sol foarte generoasă. Și practic pompa este imersată complet în rezervorul de ulei, nu are deloc sorb, e cu totul băgat acolo. Și asta saltă foarte mult înălțimea băi de ulei. Și chestia asta face motorul foarte bun pentru folosul pe off-road. O motocicletă de stradă nu va avea niciodată această gardă la sol și vei atinge cu ea. Deci de asta zic eu că motorașul ăsta e foarte interesant. Și ce mai are el foarte interesant este asta. Faptul că are o cutie exact principiul DSG ca la Volkswagen. Honda o numește Dual Clutch Transmission, DCT. Și îmi place că este extrem de simplă. Este la fel de robustă ca o cutie manuală, poate chiar mai robustă pentru că separă
vitezele pare de ce le impare și practic n-ai cum să greșești mecanic vitezele și să spargi vreo componentă și modificările față de o cutie standard de moto manuală în 6 trepte sunt minime. Adică aici se află o oală care are două ambreiaje complet independente. Unul interior pentru vitezele pare, 2-4-6, și unul exterior pentru vitezele impare și plecatul de pe loc, 1-3-5. Oala se rotește cu totul, însă aceste ambreiaje pot fi decuplate independent unul față de celălalt și ele sunt controlate de un grup de solenoizi care se află aici, ce folosesc presiunea uleiului generată de pompa de ulei din carter. La rândul lor, ăștia pot presuriza ulei într-o rampă prin aceste două canale hidraulice și blochează acea presiune. De menționat că ambreiajul rămâne cuplat prin puterea unor arcuri și este decuplat prin intervenție hidraulică. Și chestia asta îl face foarte fiabil. Altă modificare pentru cutia DCT este lipsa unui schimbător fizic. Putem vedea că nu are niciun fel de pedal în zona asta și deși aici sunt menționate, asta provine de la cutia manuală, care are pattern-ul clasic, a întâia în jos și restul în sus, cu punctul mort între 1 și 2, acea acțiune rotativă a piciorului pe ax este gestionată de acest motor electric, care controlează un arbore ce rotește cele 6 viteze, rotește acele furci. De asemenea, motocicleta nu are deloc manetă de ambreiaj, ceea ce vedeți aici este o frână de parcare care se acționează așa și se deschide așa, iar cutia este controlată manual prin plus și minus și are încă un grup de control pentru selecție neutral, drive sau sport, automat și manual. E foarte bine integrat, este o cutie bună pe care Honda o vinde din 2009, prima dată a apărut pe VFR 1200 și s-au vândut aproximativ 100.000 de modele Honda cu această cutie. Ea se poate regăsi pe modelele lor VFR 1200, pe Africa Twin 1100, pe NCX 750 și în toate variațiile alea ale ei. Mi se pare chiar o cutie fiabilă și ca să închei cu ea, hai să vă explic așa pe scurt cum funcționează. Practic, cele două ambreiaje sunt concentrice, adică ambreiajul interior are un ax gol, ambreiajul exterior are un ax plin care trece prin cel gol. Vitezele sunt puse 6 la număr așa, însă sunt alternative, adică 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci când sari consecutiv vitezele, te și muți de pe un ax pe altul. Cei doi arbori sunt contrarotativi, sunt liberi unul față de celălalt, sunt concentrici și în fața lor, undeva în zona asta, este un arbore de preluare care ia mișcarea alternativ din arborele par și cele impar și îl transferă în lateral unui pinion, care la rândul lui, printr-un lanț clasic, rotește roata din spate. Asta înseamnă o cutie cu dublu ambreiaj. Ceea ce am vrut eu să rețineți aici este că, spre deosebire de domeniul auto, cutia asta este mult mai puțin complexă. Deci, practic, ca format în carcasă, este identic cu cea manuală. Nu diferă cu absolut nimic layout-ul. Ce are ea în plus este că folosește acei doi arbori concentrici, motorul electric pentru schimbul vitezelor și solenoizii electrohidraulici pentru controlul ambreiajelor. Atât. Și evident, electronica aferentă din soft. Acum, ce mai important la motocicleta asta? Avem niște frâne bune, Nissin, care este deținut de Honda și practic e un producător in-house. Astea sunt niște rotoare de 310 mm cu 4 pistonașe în fiecare trier. Se și pot vedea profilările, 2 aici, 2 pe spate, la fel și pe partea cealaltă. Sunt discuri semiflotante, adică ele sunt relativ rigide. Iar pe spate avem un disc de, cred că dacă nu mă înșel, 256 mm, dacă mă înșel, cred că este 265. Dar mizez totuși pe 256 mm, e trier tot Nissin cu un singur pistonaș. Putem vedea și canelurile de la ABS, care se află și pe spate și pe față. Și alt aspect care chiar o face o motocicletă de versatilă pentru teren, este cursa ampla a suspensiilor. Acestea sunt niște suspensii Showa. Showa este un brand deținut 30% de Honda, deci Honda este acționar minoritar cu o proporție de 30%. În trecut a fost integral proprietar, însă din motive economice a decis să vândă.
Și aceste furci au 45 de mm diametru. Furca este inversată și e foarte bine că au trei tipuri de reglaj. De sus de aici reglezi tăria arcului pentru fiecare jambă în parte. Poți regla etapa de rebound, iar de jos de aici, din jambă în interior, se află un șurub unde poți regla compresia. Este și scrisă aici. Compression, soft și hard. Deci dacă vrei suspensie moale pe compresie când motocicleta frânează, reglezi înspre dreapta. Dacă vrei tare, înspre stânga. La fel sus. Dacă vrei o compresie pe rebound puternică, reglezi înspre stânga. Dacă vrei moale, înspre dreapta. Și tăria arcului din bucata asta roșie. La fel în spate. Îmi place faptul că au montat un robinet hidraulic care are vreo 16 poziții. Dacă îl rotești așa, întărești arcul suspensie, dacă îl rotești așa, îl înmoi. Și suplimentar, ai și la acest amortizor reglaje de compresie și rebound, folosind șurub exterior, șurub interior. Și putem vedea că este un amortizor mai profi, pentru că are rezervor separat de gaz. Adică asta e o motocicletă cu care poți merge cu 50 de km pe oră și să iei aceste borduri fără nicio problemă. Poți să sar cu ea obstacole generoase în teren și nu va suferi la comprimare. Asta mi se pare foarte bine de gândit și chestia asta oricum este evidențiată de această basculă care provine de la CRF 450, o motocicletă de off-road. Este o basculă de aluminiu monobloc, foarte dură, și montarea amortizorului ProLink cu cuplaj prin mecanism, nu este direct plasat pe basculă. Are o cursă amplă de aproximativ 230 de mm, iar pe față furca are o cursă de 220 de mm. Poți opta contracost în plus pentru șoua ERA, suspensia aceea care este controlată electronic și care nu mai are aceste reglaje mecanice, ci se ocupă de ele niște solenoizi electrici, atât pe față cât și pe spate. Acea suspensie vine standard pe Adventure Sports și contracost pe această motocicletă. Cadrul motocicletei este din aluminiu, se numește Inverted Cradle și e partea asta de aluminiu masivă de aici și ce îmi place e că au separat cadrul spate, adică în cazul în care trântești motocicleta pe off-road și fisurezi acest cadru sau îl strâmbi, el se poate demonta și îndrepta sau schimba. Varianta veche a motorului avea cadru monobloc, adică dacă se întâmpla ceva, din păcate trebuia să schimbi tot cadrul. Mi se pare foarte tare chestia asta și ce mai are interesant, asta însă e o motocicletă la care nu vor avea acces oamenii prea scunzi, pentru că e foarte înaltă ca statură. În mod standard, această șa se poate regla pe poziție de 845 de mm, 850-870, aici este reglată la 870 de mm. Dacă dai șaua jos și o montezi așa, va intra până pe aici și vei avea 850 de mm. Există o opțiune pentru 825-845, adică mai joasă, și un interval superior, 875-895. Eu cu șaua pe 870, așa cum este setată acum, fără pasager, stau pe vârfuri, la 1,90, adică chiar o motocicletă înaltă. Ideea e că dacă e pasager, spatele motocicletei se va lăsa și o să stai bine pe ea. De asta eu mi-am reglat-o mai sus, pentru că am mers cu pasager. În rest, pe parte tehnică, n-ar mai fi atâtea chestii de menționat. Ceea ce are motocicleta în plus, are partea asta complexă de electronică, pe care o voi arăta numai decât. Hai să o încălecăm, să vedem cum se stă pe ea. Uitați-vă cum am eu picioarele. Adică nu pot să țin călcăiul. Pot să-l țin complet, dar stau destul de sus. Adică mi-e greu să stau așa cu ea la semafor. Și ceea ce este interesant e că are foarte multe comenzi pe ghidon, care pot fi un pic înșelătoare la aspect. Aici ar fi chiar o critică, pentru că sunt totuși foarte multe butoane, dar cred că, sincer, nu prea e cum să integreze altfel acest lucru în ghidon. Toate sistemele astea trebuie cumva controlate și de asta avem atâtea butoane. Să începem cu ghidonul drept. Deci aici avem
principal tasta de pornire. Menționez că motocicleta are contact de siguranță plus pornire automată, adică apeși odată așa și motorul va porni singur, trebuie să ții tu apăsat până pleacă. Această tastă este exclusivă pentru cutia DCT, adică neutral, apeși odată intră în drive, apeși încă odată intră în sport, ții lung apăsat o secundă, intră în sport 1, mai ții lung apăsat o secundă, sport 2, încă o secundă apăsat, sport 3. Adică 1 este un condus puțin sportiv, 3 este un condus mai mult sportiv. Îți trece cutia într-un mod în care schimbă foarte sus și face frâne de motor cu rev matching. Acest buton face trecerea între modul de control automat aici și modul de control manual prin aceste padele, minus și plus. Dacă nu activezi acest mod, ea va merge complet automat. Aici avem cruise control-ul care se activează așa, setare, accelerare, decelerare și resume. Iar în partea de aici avem o tastă de funcție care controlează luminozitatea, luminile automate, LED-urile și intrarea într-un meniu de volum a ecranului. În partea stângă avem un cluster cu foarte multe LED-uri, aici ar fi critica cu butoanele astea. Sunt foarte multe, adică nu e un selector care să se apese cu multe direcții, ci au splitat fiecare funcție pe câte un buton. Sus, jos, stânga, dreapta, selecție, anulare. Aceste două taste controlează Apple CarPlay, pentru că motocicleta are un ecran de 6.55 unde poți conecta un iPhone sau să încarci un telefon cu Android sau să-l conectezi cu Bluetooth și să ai apeluri și muzică. Aceasta este o tastă de favorite, unde poți seta, de exemplu, gradul de intervenție pe wheelie, pe frâna de motor, pe traction control. De fapt, cred că pe frâna de motor, nu doar traction control și wheelie. Acesta este claxonul, ăsta este semnalizarea, care are închidere automată, adică pui semnalul și se va opri singur după ce ai schimbat banda sau îl poți opri tu, avaria și asta le-am menționat, este tasta de schimbător. Sus aici sunt două taste de funcție, care au mișcare atât față cât și spate. Cu asta ținut lung apăsat accesezi meniul, iar asta este tasta pentru faruri. Ăsta este flash, asta este faza automată, scurtă sau lumini de zi, alternează singură pentru că are un senzor și în sus așa e fază lungă. E un buton redesenat care se acționează așa. Oricum, neavând manetă de ambreiaj, ai mâna liberă și poți să folosești aceste comenzi. Bun, hai să vă arăt și ecranul ăsta cum funcționează. Are un intro interesant care se vede noaptea în general mai bine, uitați-vă. Îți crea Africa Twin. De menționat că ar putea fi un procesor mai rapid. Stă ceva, nu știu, 10-15 secunde până butează și trebuie să dai o confirmare fie prin touchscreen, fie prin apăsarea tastei Enter. În prezent este ecranul aprins. Putem vedea că are un mod de zi. Există și un mod de noapte prin care poți seta chestiunile astea să își schimbe contrastul și e destul de complex. Ai de ales între trei variante. Deci dacă intri în meniu, poți intra aici la setări, la display, de fapt la funcție. M-am încurcat un pic, scuzați. Deci se intră la setări, la display. Și aici putem vedea că ai patru moduri de rulare, pe care o să vi le arăt în detaliu, dar pentru fiecare din ele poți alege între aspectul ecranelor. Ele sunt complet reglabile, însă, sincer, mie dintre toate mi-a plăcut acesta, cu display-ul ăsta. Mai este unul care are un design mai minimalist, altul care are același design minimalist cu turometru în funcție circulară, nu liniară. Și acesta care mie îmi place cel mai mult. Deci, practic, fiecare din cele patru moduri plus încă două setabile, eu le-am setat să fie cu acest aspect. Și, practic, pe Riding Information aici îți arată principalul, îți arată tot ce trebuie. Folosind această tastă de aici, poți schimba între ecranele computerului de bord. Ai un trip 1, trip 2. Încă informații suplimentare care țin de consum instant și autonomie, voltajul din baterie și data preluată automat din GPS, pentru că are GPS, senzor GPS această motocicletă. Iar aici sunt niște chestiuni setabile. Dacă ții lung Enter apăsat, îți intră în acest mod, de exemplu aici poți regla pe 7 trepte controlul tracțiunii, 7 este intervenție maximă,
1 este intervenție minimă. În jos ai controlul de wheelie pe 3 trepte. 1 este intervenție minimă, 3 este intervenție maximă. Adică la 3 nu prea poți să o ridici pe o roată, la 1 da. Iar jos aici acest G este folosit pentru teren și în momentul în care îl activezi, ambreajele nu mai patinează, cuplează viteza mult mai repede. Suplimentar poți schimba de la cele două săgeți de aici modurile. Tour, User 1, User 2 care sunt configurabile, Off-road, Gravel și Urban. Putem observa că la schimbarea acestor moduri se schimbă parametrii ăștia circulari de aici. O mică critică ar fi aici că, de exemplu, pe Tour, puterea motorului, deși e maximă, ție ți arată o singură liniuță la power și la frână de motor la fel. O poziție este cea mai puternică, două este medie, trei este cea mai slabă. Însă la traction control e invers. O poziție înseamnă cea mai mică intervenție de traction control, nu cea mai mare. Adică e un pic confuză. Chestia asta puteau să redeseneze alea cumva gradual, cu minim, maxim, ceva de genul. ABS-ul este setat pentru șosea, poți să l-ai setat și pentru off-road și poți să-l oprești complet pentru roata spate. Și în funcție de modurile alese putem vedea cum aceste cadrane se schimbă. Ele sunt presetate și motocicleta alege singură să aibă niște moduri de putere, de frână de motor și de traction control. Suplimentar, tu poți regla traction control-ul, intervenția pe wheelie și acest G-spot, care mi se pare foarte tare. Adică poți să-ți configurezi motocicleta asta să meargă foarte bine, din punctul meu de vedere. Pentru cei care se încurcă în atâtea detalii, poate fi chestia setată foarte simplu. Ții lung apăsat aici, îți intră în acest ecran, intri la setări, intri la function, user modes și aici ai cele două user moduri. Și poți intra tu să-ți reglezi putere, frână de motor și ABS cum vrei tu, fie cu touchscreen, fie folosind comenzile de la ghidon. Și eu, de exemplu, mi-am setat putere maximă pe ambele moduri, însă pe un mod o frână de motor puternică, iar pe un mod o frână de motor mai slabă. Și cu asta cred eu că am încheiat prezentarea acestor moduri. Ce mai are motocicleta interesant este un trip pentru off-road. Când faci competiții off-road, nu ai o hartă sau nu îți dai seama exact unde ești, așa că tu trebuie să știi că într-un anumit număr de kilometri trebuie să faci o manevră, se schimbă drumul, trebuie să faci la dreapta și îți setezi un contor descrescător care te va anunța când va ajunge la zero. E o funcție care în trecut se făcea cu o foaie de hârtie rotativă pe niște tamburi, o chestie pur mecanică, încă se practică la anumite competiții de off-road. Aici putem vedea că se poate seta semnalizarea să se auto-oprească după ce ai făcut manevra. Acest Hiss Indicator este, ține de imobilizerul motocicletei. După ce ai oprit motocicleta, îți va arăta pâlpâit acest semnal, faptul că motocicleta are imobilizer și poate fi reglat oricum și cu alarmă. Pe general poți seta diverse chestii de limbă, unități de măsură, volum pentru Android, iar la service ai, de exemplu, poți să setezi să te anunțe când să schimbi uleiul, când să faci revizia la cutie, chestiuni din astea interesante. Și are și un service mode unde poți vedea anumite erori de computer de bord. Pentru că avem un ecran touchscreen unde poți conecta un telefon, dacă faci chestia asta și să zic îți pui Waze-ul sus aici sau Google Maps, evident că informațiile astea nu o să mai fie vizibile și Honda s-a gândit și a montat încă un display analog jos care îți afișează strictul necesar. Kilometri pe oră, treapta în care ești și un odometru plus eventual martori care țin de alerte. Lumini, ABS, traction control, frâna de parcare care putem vedea că se stinge dacă o activezi, neutralul și indicatorul de ulei și semnalizările. Deci chiar te descurci pentru un minim necesar și ceea ce menționez e că toate aceste sisteme electronice, wheelie, traction control, HSTC, adică, da, am menționat asta, traction control, wheelie, G-spot, ABS-ul, sunt gestionate de senzorii fizici de la roți și o unitate de computerizată numită IMU, adică Inertial Measurement Unit. Aceasta este situată undeva în centrul motocicletei și simte, e un accelerometru pe 6 axe, simte toate mișcările motocicletei și știe să adapteze. De exemplu, ABS-ul are și funcție de cornering. În momentul în care înclin motocicleta, să zic, la 30 de grade într-o curbă și pui o frână agresivă, ABS-ul va fi adaptat pentru că motocicleta simte că este în curbă. La fel, când e înclinată sau în viraj, cutia automată își reglează
secvența de schimbări de viteză în funcție de cât de înclinată este motocicleta. Dacă pui o frână foarte puternică și se ridică spatele motocicletei de pe pământ, ABS-ul compensează cu frâna față și ține spatele coborât pe șosea. La fel pe teren, simte când urmează să derapeze roata. Și ce îmi place mie e că toate modurile astea sunt complet separate, adică de exemplu poți să ai un control de tracțiune foarte sever, care să nu te lase să patinezi, însă poți să setezi complet oprit controlul de wheelie și să ridici motocicleta pe roată și pe teren să faci tot felul de scheme. Practic când o treci în acest mod de off-road, ea oprește ABS-ul de șosea, îți dă o putere moderată, o frână de motor slabă și un traction control mic și astfel poți să te joci cu motocicleta, să patineze, să faci drifturi, să sar cu ea, e foarte versatil. Adică, de exemplu, am intrat într-o poiană și am reușit să fac niște manevre pe care nu aș fi putut să le fac pe șosea cu toate sistemele astea active. Da, în linii mari, cam asta este motocicleta. Cred că sunteți de acord cu mine că e foarte complexă și îmi place totuși că îți oferă o versatilitate de setări electronice. Comenzile astea, aș avea, v-am zis, singura critică este că nu sunt luminate noaptea și dacă nu ești obișnuit cu ele, pur și simplu nu prea știi pe unde apeși, mai ales când ai mănușă și nu simți. Și complexitatea mare de butoane, adică eu încă-i caut semnalizarea, claxonul, îmi vine să apăs aici pentru claxon și motocicleta dă inferioară. Și încă o critică pe parte de butoane este pilotul automat, pentru că are o intervenție foarte brutală la oprire. Adică momentul în care ești la 120 și i-ai dat cancel sau îl poți roti așa, pentru că motocicleta nu are cabluri de accelerație, este throttle by wire, are o intervenție foarte bruscă, se oprește brusc și dă nas și pasagerul te va lovi cu casca. Eu prefer să-l opresc accelerând și frânând ușor. În momentul în care atingi frâna se decuplează și practic în accelerare eu apăs un pic frâna și nu se mai simte acea trecere. Mi-ar fi plăcut cumva să se deconecteze mai puțin brusc. Și ce mai este ciudat e că dacă l-ai setat, de exemplu, la 130 de km pe oră și tu ai 70, dacă din greșeală ai dat resume, va accelera foarte tare motocicleta, adică se simte viguros, chiar trebuie să fii atent la mașina din față să nu ajungi, Doamne ferește, să intri în spate. Hai să-i dăm și o cheie așa pe loc, oricum o să vă arăt și în tura de mers cum se simte. Putem vedea că acum a pornit. Și uitați-vă cât de simplu e controlul cutiei de viteze. Deci aici e neutralul. Dacă apeși aici, auziți clancul, a intrat în drive. Și la rotirea manetei, ambreiajele au cuplat imediat. Este foarte simplu sistemul. Dacă apeși jos, va intra în S1, S2, S3 sau din nou drive. Sau mod manual, în care folosești aceste clapete. Totul simplu. N-ai nevoie de nicio explicație pentru sistemele astea și pot să menționez că motocicleta se aude foarte bine. Adică are un ton așa gutural, un bas ca lumea. Și totul datorită acelei clapete care mi se pare foarte bine reglat. Bun, hai că v-am mai urit destul cu vorbăra aia, dar nu puteam să prezint motorul ăsta în 6 minute. Are prea multe sisteme care să poată fi prezentate atât de succint și mă gândesc că cine vrea să o cumpere e interesat să vadă toate detaliile astea. Acum hai să dăm și o tură ca să vedem cum se simt toate modurile astea. Ne revedem! Iată că s-a dat de 3 ori peste cap și s-a transformat în Africa Twin Adventure Sports. Asta chiar este vârful de gamă. Vreau să completez puțin prețurile și anume varianta roșie, Africa Twin simplă, prezentată. Costă aproximativ 13.590 de euro, având un ușor discount acum, de la vreo 14.600 coborât. Iar varianta pe care o vedeți în imagine este 16.490 de euro, coborâtă de la vreo 17.600, ceva de genul. Se află pe site-ul Motor Team, le puteți găsi acolo detaliat prețurile. Asta chiar este vârful de gamă față de cea roșie. Are în plus un top case de metal, are suspensia Showa ERA, adică sunt complet reglabile electric pe parte de preload, damping și compression de rebound. Și atât pe față cât și pe spate. Avem un parbriz reglabil pe 5 poziții, niște handguarduri mai mari, mânere încălzite, și daytime running lights
care sunt activate automat în funcție de înclinare, și un scut mai mare. Per total, motocicleta are un aspect mai masiv, pentru că are și rezervorul mai mare cu aproximativ 6 litri, în loc de 18,8 litri, variantă standard are 24,8 litri, ceea ce îi dă o autonomie între 5 și 600 de kilometri. Și hai să vă arăt diferențele. Prima dată se vede clar suspensia, cum are aceste fire. Deci e clar un adaos pe partea asta. Și la fel în zona din spate, amortizorul are arcul de culoare diferită. Și în zona asta se poate vedea că nu mai are acel reglaj, pentru că el este preluat de un motoraș electric în partea asta. Și foarte interesant este că motoarele astea se aud când lucrează. De exemplu, dacă intri în ecran și schimbi modurile și treci, de exemplu, din useri, nu știu dacă puteți auzi, dar amortizorul începe să lucreze și motocicleta își înalță garda la sol. Se poate auzi în zona asta. Cert e că simți când ești pe ea cum lucrează suspensia, cum se lasă de față și de spate. Diferența se regăsește în modurile User 1 și User 2, unde ai mult mai multe reglaje. De exemplu, în ecranul standard aici principal, putem observa că au apărut aceste funcții de preload, în care poți seta un pasager cu bagaje, doi pasageri cu bagaje. Deci automat preload-ul ăsta setează suspensia spate corespunzător și putem vedea că pe ecran a apărut un mod pentru setarea automată a suspensiei: hard, medium, soft și off-road. În funcție de cum schimbi modurile motocicletei, aceste tipuri de suspensie își modifică reglajul. Ce mai are interesant este că pe modurile User 1 și User 2 ai o multitudine de reglaje pe partea de suspensie. În timp ce Africa Twin simplă avea doar putere, frână de motor și cuplu, aici putem vedea o întreagă serie de reglaje pentru suspensia față, suspensia spate, pentru ABS, pentru preload, în funcție de încărcarea motocicletei, doar cu rider, doar cu rider și pasager, plus cargo, adică cu cutia plină. Eu le-am setat în extreme. Pe User 1 am pus totul rigid și pe User 2 am pus totul moale, ca să simt diferența în mers. Altă chestie pe care o poți controla în plus cu tasta Function de aici, se poate vedea cum aici poți modifica încălzirea în ghidoane, pe 5 trepte. Aceste manșoane sunt încălzite, spre deosebire de acel model roșu, se pot vedea și firele de la ele. Mi se pare utilă chestia asta. Poate un pic am complicat de reglat, că nu ai un buton dedicat, trebuie să faci o combinație de butoane pentru asta. Din nou, lumini automate, rezervorul mai mare și acest top case generos care funcționează pe cheia motocicletei. În rest, motocicleta este identică și la fel. Nu diferă cu nimic pe parte de motorizare, de reglaj. Suspensiile doar sunt diferite prin faptul că reglezi electronic, nu mai stai tu să faci chestia asta atât timp cât stai pe ea, nu trebuie să folosești chei. Și în plus are și un al doilea soclu de încărcare pe 12V, în plus față de cel de USB. Și parbrizul acesta, care poate fi reglat, e intenționat făcut să-l reglez cu două mâini. Eu îl mișc acum cu una, că am telefonul ocupat. Și putem vedea că în cea mai de sus poziție capătă o înălțime mult mai mare decât la parbrizul acela standard. Adică se vede clar orientarea touring. Asta este o motocicletă cu care poți să faci, nu știu, 1500 de kilometri pe zi, cu sau fără pasageri și bagaje. Și e clar orientată pe mersul la drum lung. Am uitat să spun la cealaltă, la fel ca la asta, cauciucurile sunt de 21 de inci pe față și de 18 inci pe spate. Diferența este că aceasta are cauciucuri tubeless și se poate vedea orientarea diferită a spițelor, care nu mai sunt prinse în centru, ci sunt prinse în părțile
extreme. Deci astea sunt niște cauciucuri special gândite pentru șosea. Nu sunt neapărat bune de off-road, adică dacă faci o pană, hai că am rămas acolo, dacă nu ai un kit specializat. Cele cu cameră sunt mai ușor de gestionat în partea respectivă. Am zis că a meritat scamatoria asta, să vă arăt și pe asta, însă test drive-ul va fi făcută cu cealaltă. Am apucat să merg un pic și cu asta și se simt un pic suspensiile. Alea nu pot să zic că e o diferență categorică între ele, însă este ca la mașină, e o opțiune în plus cu care te poți lăuda printre prieteni. Și de ce nu v-am arătat că chiar funcționează? Adică în momentul în care setezi acei useri 1 și 2 de aici, suspensia clar începe să lucreze și motocicleta își schimbă cu câțiva centimetri statura față de șosea. Numai că se simte doar când pasagerul este pe ea și aceasta devine încărcată. Cert este că devine vizibil mai moale. Acum, de exemplu, e dură la setări, pe preload, însă în momentul în care oprești motorul, tai contactul complet și suspensia se descarcă, aceasta devine foarte moale. Se ca o barcă, adică îi se anulează complet setările alea. Păi, hai să continuăm cu test drive-ul. Și, sincer, ca să trag o concluzie, îmi place mai mult cum arată asta. Culorile astea îi se potrivesc mai mult și ele s-au regăsit și pe primul model, acest alb cu albastru. Din pură întâmplare am o geacă moto de piele care are fix culorile astea și se potrivește mai bine cu aspectul meu. Și decideți voi care vă place mai mult. Prin amabilitatea dealerului Motor Team am putut să vi le arăt pe ambele la o prezentare exterioară. Rețineți faptul că cea roșie este aproape identică cu asta, adică n-are rost să fac două prezentări separate, pentru că v-am zis, la acest model diferă doar suspensiile electrice, daytime running lights cu cornering lights dedesubt, parbriz reglabil, mânere încălzite cu handguarduri mai mari, un rezervor cu 6 litri mai mare, un top case și roțile tubeless cu spițele altfel orientate. În rest, este absolut aceeași motocicletă. Haideți să ne vedem la test drive. Bine v-am regăsit la Tura Moto. Am ales o zonă puțin mai cu pietriș, mai cu curbe, să încerc să vă arăt potențialul motocicletei. Așa cum am menționat la partea tehnică, e un motor complex. Am uitat să menționez că respectă normele Euro 5. Adică are un senzor de linear air fuel, se numește, un fel de senzor lambda mai evoluat și cred eu că cel mult, adică cel puțin câțiva ani buni de acum încolo, nu vor fi probleme cu taxări suplimentare pe aceste motoare. Adică este echivalent Euro 6 de temp la o mașină, e ultima generație de norme de poluare la moto. Bun, ca să terminăm cu aspectele tehnice, băgăm în drive. Putem vedea ce ușor pleacă motocicleta și observați ce repede schimbă viteza pe modul automat, drive. Adică ajunge la 60 de km pe oră, deja ajunge în viteza 6 și schimbă până în 2000 de ture, adică se comportă aproximativ la fel ca o mașină. Uitați-vă, în 60 de km pe oră sunt în a 6. Dacă rotesc gazul mai hotărât, dă inferioară și ajunge la o turație mai mare. Exact ca la o mașină, are principiul ăsta de kickdown. Chiar dacă e mod automat, dacă apeși tastele din stânga, poți să suprascrii manual cutia și practic ai o versatilitate totală în controlul mașinii. Uitați-vă de exemplu pe pietriș, am dat pe modul gravel și ai încredere totală în accelerație și frânele sunt foarte ok. Deci cu o motocicletă sportivă sau cu naked, cu cauciucuri de șosea, sub nicio formă nu poți să faci aceste lucruri. Adică nu aș putea să merg pe aici cu așa hotărâre pe teren. Și uitați-vă, inclusiv la accelerație viguroasă, cât de bine stă pe curbă. Adică dacă n-ai ABS pe pietrișul ăsta, ești pa. Dacă dăm pe mod manual, pe sport, de fapt, uitați-vă, lung apăsat, intră în treapta 1.
acum intră în a treia, practic totul mod automat e. Observăm ce frâne bune are și cursa suspensiilor care îți permite să iei obstacole. Deci ABS-ul e incredibil. E foarte bine cuplat cu cursa lungă a suspensiilor și îți permite să și mergi constant și să te și joci cu ea. Mie mi-a plăcut să merg cu ea mai constant touring și vreau să vă zic și consumul. La un mers de 125 de km pe oră extraurban, 400 de km aproximativ, restul de vreo 40-50 în oraș, am avut un consum de 4,8%. E bine la o putere de 100 de cai, adică o motocicletă naked de 100 de cai o să-ți consume cel puțin 5,5 la stilul ăsta de mers. Adică mi se pare că ține cu casa la partea de touring. Și cu un rezervor de 18,8 litri, cred că ajungi să faci fără probleme 500 de kilometri. Varianta Adventure Sports are un rezervor cu 4 litri mai mare, ajunge, cred că chiar cu 5, 24,8 litri are, deci cu ăla cred că te apropii de autonomia unei mașini, adică vreo 600 de kilometri, mi se pare super ok. Adică față de o motocicletă sport unde la 200 de kilometri cred că ți se aprinde rezerva, asta e mult mai ok. Și cutia asta cu dublu ambreiaj schimbă repede, dar nu e genul ca la mașină, adică simți schimbările. Auzi clicul mecanic al pieselor și simți cum schimbă. Are un ușor moment de patinare. E o cutie însă foarte eficientă, asta e scopul. Adică îmi place că nu se simte diferit față de o cutie manuală. Și dacă nu-ți place, poți opta să cumperi varianta cu cutie manuală, cu un quick shifter opțional și vei avea manetă de ambreiaj și pedală convențională, ca la orice altă motocicletă. Mie unul sincer îmi place cutia asta pentru că îți oferă un confort sporit, nu ai deloc pedală pe partea stângă și ambreiaj și aceste manete sunt foarte ușor de folosit. Observăm și cruise controlul ce ușor poate fi folosit, ea menține viteza singură, ca să-l oprești poți să dai plus la, sau minus la cutia de viteze sau să pui frână de picior sau de mână și suplimentar poți roti maneta de accelerație înspre față. Are un contact, ca un click. Și în momentul în care faci chestia asta, e anulată. Problema la pilotul automat ține de intervenția lui. Mi se pare că se oprește foarte brutal. Am zis chestia asta și pe prezentarea statică. Și dacă pasagerul e foarte experimentat, te va lovi cu casca în cap. Cruise controlul se activează începând cu viteza a 3-a și 40 de km pe oră și poți să-l folosești până la 150-160 de km pe oră. Da, adevăratul potențial al motocicletei zic eu că este la turele de drum lung și la drumurile proaste. Adică dacă ai merge zilnic pe aici cu o motocicletă sport, din punctul meu de vedere îi distrugi suspensia. Cu asta, în schimb, pentru că ai o cursă generoasă la amortizoare, te duci fără probleme. Deci merge super bine și e adevărat, cu frâna trebuie să ai grijă, adică nu înseamnă că dacă ai ABS trebuie să mergi cu 100 pe pietriș, pentru că ABS-ul nu te va salva de accidente, niciunul din aceste sisteme nu te va salva de o situație neplăcută, însă categoric diminuează mult riscul de a ajunge într-o situație neplăcută. Dar faptul că poți să mergi pe aici cu asemenea viteză, mi se pare super tare, deci cu 60 la oră cu un CB650R exclus pe aici. Și în modul acesta tur obții cea mai mare putere a motorului. Accelerațiile sunt foarte elastice, adică motorul are suficientă putere, nu văd ce ai face cu mai mult. Adică mă gândesc de pe la competiție, un Ducati Multistrada sau un Kawasaki Versys 2000, astea care sunt mai mult orientate pe street touring, sunt prea puternice, adică la 175 de cai cât are una din aia mi se pare oricum mult, prea mult. Poate pentru șosea să-ți folosească când mergi foarte încărcat. Că și pe asta, dacă pui pasager plus bagaje plus
coburi și toate alea deja au îngreunesc cu mult și excesul ăsta de putere se face util simțit. Da, poți să mergi și liniștit, poți să mergi și sportiv, adică în momentul în care te vei duce pe teren, poți să mergi mai hotărât, pentru că în general acolo te duci să te distrezi, să patinezi, nu să mergi regulamentar, acolo nu există reguli, la modul de circulație nu trebuie să cedezi prioritate, să oprești la semafor, să chestii din astea. Așa că cam asta ar fi prezentarea asta de moto. Și o să vorbesc mai puțin acum și o să las motorul să se audă. Plac inferioarele astea cum le dă sport, pentru că face rev matching și se simte foarte ok. Îmi place bucata asta de aici. Să nu le arunc pietre în parbriz, păstrez și o distanță. La frâna, să pui așa frână pe pietrișul ăsta, deci, mamă, e mare lucru. E adevărat că sistemele astea nu sunt unice Honda. Le au mai multe mărci, dar e prima dată când iau contact cu asemenea asistare a sistemelor și chiar îmi plac. Adică încep și capeți încredere pe ele. E de lăudat. Adică e clar, motocicleta asta o să fie cumpărată de persoane care fac ture lungi, cu sau fără pasager, sau care fac o navetă extinsă și caută o motocicletă confortabilă, pentru că confortul ți este dat atât de cutia automată, care la Honda este una din cele mai bine vândute, adică aproape, cred că 48% din vânzările Honda în Europa sunt cu cutie DCT, acolo unde poate fi aleasă. Și confortul clar dat de motocicletă este poziția înaltă pe șa, adică ai o gardă la sol, la șa, de 85-87 de centimetri și o cursă foarte mare a suspensiilor, de 22 de centimetri pe față, 23 de centimetri pe spate. Și e perfect pentru un uz mixt. Adică dacă stai în acest cartier aici și lucrezi în capătul ăla al orașului, ai o motocicletă îngustă cu care poți să faci fără probleme genul ăsta de navetă. Poți să și transporti cu ea, pentru că aceste suspensii duc. Și îmi place faptul că punctul de balans al suspensiilor este neutru. Adică în momentul în care furca se comprimă și spatele se extinde. Și practic ea pivotează în jurul unui punct și nu simți că se lasă așa față-spate, nu se înfundă suspensia. Și prin faptul că suspensiile sunt reglabile, dacă ai 70 de kg, 100 de kg, 150 de kg, tu poți să-ți reglezi suspensia ca tărie de arc și compresie și rebound în funcție de fizicul tău. Adică dacă, eu nu le consider niște suspensii moi, sunt perfect potrivite pentru clasa asta de motocicletă. Haideți că m-am jucat destul.
Dacă v-a plăcut acest review, dați-ne un like, un share, un subscribe, apăsați clopoțelul ca să primiți notificările videourilor pe care le urcăm și ținem legătura. Eu nu sunt foarte mulțumit de motocicletă, chiar o recomand, v-am zis, mi se pare cea mai versatilă pe care am condus-o până acum, însă pentru că are și putere, ai și confort pe ea, ai și o grămadă de opțiuni de setări electronice care îi fac mersul foarte plăcut și e comodă și pentru pasageri, ceea ce e foarte important, pentru că mulți își aleg motocicleta poate doar pentru ei, însă în momentul când mai merg cu prietena sau cu încă un pasager, nu prea iau un calcul și confortul respectivului și zic eu că am acoperit cât de cât pe larg cam toate aspectele care țin de prezentarea asta. Ne vedem și la următoarele review-uri pe două roți. Până atunci, eu vă urez la revedere!